Palatul reginei Maria din Mamaia a fost vândut în 2003 pentru 150.000 de euro. Statul român ar fi trebuit să aibă întâietate potrivit legii. Au urmat mulți ani de procese, iar acum instanța a decis ca actul de vânzare-cumpărare să fie anulat și clădirea să revină în patrimoniul statului. După intabulare, imobilul ar putea ajunge în administrarea Ministerului Turismului sau la Ministerul Culturii. Salut decizia justiției, pentru că legile sunt făcute să fie respectate și acel abuz de a vinde fără a cere părerea ministerului dacă se exercită sau nu dreptul de preemțiune este o încălcare flagrantă a tot ceea ce stă la baza protejării patrimoniului. Noi ne-am dorit și avem și posibilitatea să-l preluăm la Ministerul Culturii. Reprezentanții societății care au deținut până acum clădirea sunt de acord cu decizia instanței. Decizia nouă ni se pare corectă. Pasul următor este așa numită repunerea părților în situația anterioară, în funcție de cum ne vom înțelege cu societatea de la care am cumpărat. Vom realiza această repunere a părților în situația anterioară, noi vom preda construcția acestei societăți, iar societatea Mamaia S.A. ne va restitui prețul pe care l-am achitat atunci în 2003. Palatul se află în stațiunea Mamaia la câteva zeci de metri distanță de plajă. În acest moment clădirea se află în paragină, dar dacă va fi reabilitată, locul ar putea deveni unul dintre cele mai importante puncte turistice din România. Ar fi într-adevăr o dovadă de mândrie națională și de faptul că ne respectăm valorile istorice. Cu siguranță pot fi niște povești extraordinar de frumoase de legat acolo din punct de vedere turistic și nu doar dedicate Constanței. Reședința regală din Mamaia a fost inaugurată în 1927, era destinată regelui Ferdinand, reginei Maria și principilor. După moartea lui Ferdinand, palatul a fost donat regelui Mihai și principesei mamă Elena. Este o clădire simbol a stațiunii Mamaia. Din păcate, după 90 s-a degradat mai rău decât înainte. Noi avem foarte puține clădiri istorice, din păcate sunt într-o stare precară, pentru că avem o lege 422 pe 2001 pe care Ministerul Culturii, prin instituția de concentrate, efectiv nu aplică. Sunt lăsate de izbelce. Se poate merge efectiv până la expropriat. Terenul din curtea palatului, cu o suprafață mai mare de un hectar, a fost și el vândut la un preț derizoriu, dar nu a mai fost recuperat.